aflăm în capitolul 12. Cei care aveți Sfânta Scriptură, vă rog ca să deschideți împreună cu mine la Ioan, capitolul 12. Și dacă ar fi ca să schițăm acest capitol, capitolul 12 din Ioan, am putea ca să observăm câteva scene majore. Duseseră la sărbătoare ca să se închine. Aceștia s-au dus la Filip, care era din Betsaida Galilei, și l-au rugat zicând: Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Filip s-a dus și i-a spus lui Andrei, apoi Andrei și Filip s-au dus și i-au spus lui Iisus. Este extrem de interesant, pentru că pare că acest mic pasaj, acest mic fragment, este fără consecință. Și este exact faptul că acest fragment, pus între două scene majore din acest capitol, pare fără consecință, care ne confirmă faptul că este de consecință. Nimic în Sfânta Scriptură nu este la voia întâmplării. Nimic nu este acolo ca să fie în surplus. Totul este acolo pentru zidirea noastră, pentru învățătura noastră. Și trebuie să ne punem întrebarea: de ce vrea Ioan ca să-i băgăm în seamă pe acești greci, care se aflau și ei printre cei care se duseseră la această sărbătoare? Dacă n-ar vrea ca să privim asupra lor, Ioan pur și simplu n-ar fi spus nimic. Ar fi putut ca să treacă direct de la intrarea triumfală în Ierusalim la cuvântarea Domnului Iisus. Și atunci scena ar fi arătat diferit. L-am fi văzut pe Iisus intrând în Ierusalim și având o predică. Dar între aceste două avem această mini-scenetă în care acești greci, care par fără consecință, par neimportanți și li se adresează doar trei versete în tot capitolul, apar pe scena capitolul 12 și Ioan vrea ca să-i băgăm în seamă. De ce sunt importanți? Ei sunt importanți nu pentru că sunt ei importanți sau pentru că sunt ei cineva. Vedeți, nici măcar nu li se dă un nume. Dacă citiți cu atenție Evangheliile, veți vedea că doar oameni care sunt extrem de importanți sau care fac parte integrală din acțiunea care se petrece, li se spune numele. De cele mai multe ori, pur și simplu se spune: erau niște bărbați, erau niște femei, era o gloată de oameni. Și aici avem niște greci, anonimi, neimportanți, care totuși sunt importanți pentru noi pentru că ei au o dorință importantă. Ei vor ca să-L vadă pe Iisus. Dorința lor este importantă, nu personajele lor. Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. Și această dorință este suficient de puternică în ei, încât îi motivează ca să ajungă la apostol, să ajungă la Andrei, să ajungă la Domnul Iisus. Era o gloată mare acolo. Toți oamenii aceia ziceau că vroiau să-L vadă pe Iisus. Dar acești oameni erau așa de motivați încât au găsit pe apostol și s-au adresat lor și au spus: Domnule, vrem să-L vedem pe Iisus. Dorința lor era puternică. Dorința lor este suficient de puternică încât îl impresionează pe Ioan suficient de mult că el consideră important să menționeze incidentul acesta în Evanghelia sa. Și dacă dorința lor este așa de importantă să fie luat în seamă de apostoli, să fie luat în seamă de Ioan și cele din urmă să fie luat în seamă de Iisus, atunci este suficient de importantă ca să fie luat în seamă de noi. N-ar trebui să sărim peste aceste trei versete și să spunem: a, erau acolo niște greci și au avut și ei o dorință. Nu. Erau niște greci cu o dorință extrem de importantă. Importantă cât au băgat-o în seamă apostolii, importantă cât a băgat-o în seamă Ioan și importantă încât a băgat-o în seamă Domnul nostru Iisus Hristos. Această dorință a lor, această dorință puternică, are câteva implicări, câteva implicații care trebuie considerate. Și aș vrea ca să considerăm care sunt implicațiile dorinței acestea de a-L vedea pe Iisus care o au acești oameni. În primul rând, această dorință a lor implică o cunoștință în prealabil despre Iisus Hristos. Da? Este total logic. Ei cunoșteau deja despre Iisus Hristos. Cel puțin știm că au auzit despre El, cunoșteau numele Lui. Probabil că cunoșteau despre învățătura Lui, despre mesajul Său.
Pentru a avea o dorință de a vedea pe cineva, trebuie să știi despre acea persoană. Dacă ți-aș pune întrebarea, pe cine ai vrea tu să întâlnești? Oricine din lumea aceasta. Nu poți da un răspuns despre o persoană care nu știi nimic despre el sau ea, da? Este imposibil. Ai poate spune, vreau ca să-l cunosc pe președintele României. Aș vrea să-l întâlnesc și să-l văd pe Iohannis. De ce? Păi știu cine îi, știu că e președintele României, știu cum îl cheamă, mi se pare că e un om interesant, dar am niște cunoștințe despre această persoană pe care vreau ca să o întâlnesc. Și acești greci aveau o cunoștință în prealabil despre Iisus Hristos. Nu-l cunoșteau pe Iisus, nu l-au fost întâlnită pe Iisus, dar cunoșteau despre Iisus Hristos. Și asta este foarte important de înțeles. Pentru toți cei dintre noi care vrem ca să-l cunoaștem pe Iisus, care vrem să-l vedem pe Iisus, înainte de a-l cunoaște pe Iisus, trebuie să cunoști despre el. Trebuie să știi cum îl cheamă. Trebuie să știi care este funcția lui, titlurile lui. Trebuie să știi care este caracterul său, natura sa. Înainte ca cei dragi ai noștri, ca să-l cunoască pe Iisus, trebuie să cunoască despre el. Da? Înainte ca copilașii noștri să ajungă să stea față în față cu Iisus Hristos, trebuie să cunoască despre el, să audă despre el, să știe cine este Iisus. Ca într-o bună zi, având această cunoștință despre el, să caute să-l cunoască pe el. Nu poți cunoaște pe cineva, nu poți întâlni pe cineva dacă nu cunoști despre acea persoană. Și acești oameni aveau o dorință care era bazată pe o cunoștință în prealabil. Ei cunoșteau despre Iisus și ceea ce cunoșteau ei despre Iisus i-a motivat ca să-l cunoască pe Iisus. În al doilea rând, această dorință implică și dorința de a crește în această cunoștință. Ce cunoșteau ei despre Iisus nu era suficient pentru ei. Mulți oameni se satisfac doar aici. Cunosc despre Iisus, adică cunosc la nivel teoretic, au auzit despre El și se satisfac doar cu atât. Acești oameni cunoșteau despre Iisus, dar nu era suficient pentru ei. Ei vroiau să crească în cunoștința lor și să ajungă să-L cunoască pe Iisus. Nu doar teoretic, ci să-L experimenteze, să-L vadă cu ochii lor. Cei mai mulți creștini nu ajung vreodată, sau cei mai mulți oameni care pretind că sunt creștini, să depășească nivelul acela de a cunoaște despre și să ajungă la cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Oamenii stau în biserici și tot aud despre Iisus, despre Iisus, acumulează informații, dar nu l-au experimentat vreodată. N-au mers să se întâlnească cu El, nu l-au văzut vreodată față în față. Al vedea pe Iisus, așa cum este El într-adevăr, este cel mai important lucru pentru a-L experimenta, a-L cunoaște pe Iisus. Trebuie să cunoaștem nu doar despre Iisus, ci trebuie ca să-L vedem. Trebuie să vedem natura sa. Trebuie să vedem caracterul său. Trebuie să vedem puterea sa. Trebuie să observăm lucrarea lui. De aceea evangheliile sunt așa de importante ca să le studiem. Într-adevăr, teologie sistematică poți face mai eficient în Romani, în Efeseni, dar dacă vrei ca să-L vezi pe Iisus Hristos, trebuie să te duci în Evanghelie. Acolo unde El este arătat trăind, acolo unde El este arătat pătimind pentru păcatele noastre, înviind din morți, în Evanghelie îl vedem pe Iisus Hristos. Vedem cine este El, vedem cum se comportă El, vedem cum iubește, vedem cum gândește. Prin lucrarea Duhului Sfânt, aceste cuvinte care sunt pe paginile Sfintei Scripturi devin o realitate pentru noi și noi îl vedem pe Iisus Hristos. Îl experimentăm precum acești greci care au ajuns ca să fie față în față cu El. Atunci când mergem la Sfintele Scripturi, cerința noastră înaintea lui Dumnezeu și înaintea Duhului Sfânt este: Doamne, vrem să îl vedem pe Iisus. Nu vrem doar să citim despre El. Nu vrem doar să auzim predici despre El, noi vrem prin toate aceste lucruri să-L vedem pe Iisus. Asta este dorința noastră. Vrem să-L cunoaștem, să-L experimentăm. În al treilea rând, această dorință a lor
Vedem că implică o căutare corectă a acestei cunoștințe. Ei caută pe Domnul Iisus Hristos în mod corect. Ioan spune, aceștia s-au dus la Filip. Nu s-au dus la alții din gloată, nu s-au dus la farisei, nu s-au dus la romani, nu s-au dus la Cezar, aceștia s-au dus la Filip. De ce e important? Filip era un ucenic a Domnului Iisus Hristos. Filip îl cunoștea pe Domnul Iisus. Aceștia s-au dus ca să-L caute pe Iisus acolo unde putea ca să fie găsit. Așa de mulți oameni astăzi îl caută pe Hristos prin călăuze care nu-L cunosc. Oameni sinceri. Oameni care vor să întâlnească pe Domnul Iisus Hristos. Dar se duc și cer ajutor la oameni care nu L-au întâlnit vreodată. La preoți care nu-L cunosc, la păstori care nu-L cunosc, la biserici care nu-L cunosc. Oameni sinceri care bat la ușa bisericii și spun, domnilor, vrem ca să-L cunoaștem pe Iisus Hristos. Și dacă ar fi onești, acești oameni ar spune, nu-i aici. Dar pentru că sunt niște șarlatani, pentru că sunt niște oameni care vor să conducă lumea în orbire, îi invit înăuntru și spun, haideți înăuntru, să vă spunem despre Iisus. Ei care nu L-au văzut vreodată, ei care nu L-au cunoscut vreodată, ei care au auzit doar despre El și vorbesc și ei ca și gloata ce au auzit, zvonuri. Ai auzit ce a făcut în casa lui Simon? Ai auzit ce s-a întâmplat? Ai auzit cum a înmulțit pâinea? Și dacă ai întrebat, L-ai văzut vreodată? Ai fost vreodată acolo? Ai stat la picioarele Lui? Nu, dar am auzit despre El. Asemenea călăuze nu ne pot duce la cunoștința Domnului Iisus Hristos. Dacă vrei să faci cunoștință cu cineva, trebuie să vorbești cu cineva care îl cunoaște. Este extrem de logic, da? Dacă eu vreau ca să ajung ca să cunosc pe primarul orașului, trebuie ca să iau legătura cu cineva care îl cunoaște. Degeaba mă duc pe stradă și iau un om așa la nimereală și zic, hei, mă dă seama că nici nu știu cine e primarul orașului, da? Hei, aș vrea ca să-l cunosc pe primarul orașului, mă poți ajuta? Păi, nu știu, că nu știu unde stă, nu știu cum îl cheamă, nu l-am întâlnit vreodată. Dar dacă sun pe cineva care îl cunoaște, care are o relație cu el, da? Sun pe viceprimar, de exemplu. Nici pe el nu-l cunosc, da? Să zicem. Și zic, hei, viceprimar, ești colegul primarului, te întâlnești cu el zilnic, povestești cu el zilnic, aveți o relație, sunteți prieteni. Crezi că ai putea ca să-mi faci o introducere? Sigur, cum să nu? Da? Și acești oameni îl caută pe Domnul Iisus Hristos acolo unde poate fi găsit. Ei merg la Filip. De ce? Pentru că Filip era ucenicul lui. Și noi trebuie ca să mergem și să căutăm pe Iisus acolo unde putem ca să-L găsim. Acolo unde este El revelat. În primul rând, trebuie ca să-L găsim în cuvântul Său. Domnul Iisus Hristos se revelează copiilor Săi prin cuvântul Său. Da? Scriptura ne învață că în trecut ni s-a vorbit prin proroci. Dar acum, în zilele de astăzi, revelația supremă este Iisus Hristos și această revelație este pusă pe paginile Sfintei Scripturi ca noi oricând, prin lucrarea Duhului Sfânt, să putem sta față în față cu Mântuitorul nostru prin cuvântul Său. Asta este primul loc unde trebuie să-L căutăm pe Iisus Hristos și să ne întâlnim cu El. Prin cuvântul Său. Nu dă greș. Al doilea rând, putem să ne întâlnim cu El prin sacramentele Sale. Acolo unde El este exemplificat. Domnul Iisus Hristos a lăsat două sacramente, botezul și cina Domnului. Și acolo în ele putem ca să ne întâlnim cu El. Odată pentru prima dată când mărturisim credința noastră și după aia de fiecare dată când stăm la masa Domnului. Avem potențialul de a avea părtășie specială cu Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea cina este mai mult decât doar o sărbătoare. Mai mult decât doar un eveniment al bisericii. Este momentul în care în mod tainic trupul lui Hristos stă la masa Domnului și El este prezent acolo, în mod deosebit. Da, Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, este prezent cu tine și Duhul este în tine și când ești acasă, în cămăruța ta și te rogi. Dar în mod deosebit și tainic este prezent atunci când credincioșii se strâng la oaltă. Atunci când credincioșii sărbătoresc cina Domnului. El își face prezența sa cunoscută.
Dacă vrei să te întâlnești cu Domnul Iisus Hristos, trebuie să te duci acolo unde El este prezent și acolo unde oamenii îl cunosc. Biserica are acest rol de a strânge la oaltă pe cei care îl cunosc pe Iisus Hristos. Și prin aceste sacramente noi mărturisim cunoașterea noastră ca alții să poată să-L cunoască. Prin Evanghelia sa, unde El este proclamat, vrei ca să-L vezi pe Domnul Iisus Hristos? Trebuie ca să asculți proclamarea Evangheliei. Este un element esențial. Și în biserica sa, unde El este experimentat, Apostolul Pavel spune că în trup, în biserică, fiecare mădular își primește creșterea atunci când suntem bine strânși la oaltă. Da? Duhul Sfânt lucrează în mine și eu lucrez pentru alte mădulare și tu lucrezi pentru alte mădulare. Și în felul acesta, Domnul Iisus Hristos, în trupul Său cel viu în biserică, este viu și lucrător și noi simțim prezența Domnului nostru Iisus Hristos unul prin altul. Nu căutați pe Hristos unde nu poate fi găsit. Acolo unde cuvântul Lui este absent. Acolo unde călăuzele sunt oarbe și nu-L cunosc pe Hristos. Acolo unde El nu este prezent. Lumea vorbește, nu simt prezența Domnului. Frate, unde ești? Unde vrei să simți prezența Domnului? În pat? Duminică dimineața în pat? Nu o să simți prezența Domnului. Frate, nu? Parcă Domnul nu îmi vorbește. Pe cu cine discuți? Pe cine asculți? Ce-i la radio în mașină? Ce asculți pe calculator? Proclamarea Evangheliei sau B1? Că la B1 nu o să-L întâlnești pe Hristos, da? La Antena 3 nu o să-L întâlnești pe Hristos. Frate, parcă nu... Nu știu, nu... Nu simt. Unde te duci? Cu ce oameni stai la oaltă? Cine-s călăuzele tale? Ei îl cunosc pe Domnul Iisus cum l-a cunoscut Filip? Sau sunt niște călăuze oarbe? Dacă vrei ca să-L vezi pe Iisus Hristos și dacă vrei ca să-L cunoști pe Iisus Hristos, trebuie ca să-L cauți acolo unde poate fi, unde poate fi găsit. La doilea rând, aș vrea ca să privim care sunt motivațiile în spatele acestei dorințe minunate. Domnule, dorim să-L vedem pe Iisus. În primul rând, motivațiile provin atunci când considerăm ce poate fi văzut când îl vedem pe Hristos. Când îl vedem pe Iisus Hristos, putem ca să vedem cea mai puternică înfățișare a slavei lui Dumnezeu. Ioan, la începutul Evangheliei, ne spune acest lucru, Ioan 1:14. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Considerați cum descrie Pavel nașterea din nou și mântuirea în 2 Corinteni, capitolul 4. Pavel spune în felul următor la versetul 6. Dumnezeu care a spus să lumineze lumina din întuneric, a luminat și în inimile noastre, pentru a ne da lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu, strălucind pe fața lui Isus. Ați observat ce zice Pavel? A fi mântuit, a fi născut din nou, înseamnă a-L vedea pe Isus. Înseamnă a privi slava lui Dumnezeu pe fața Domnului Isus Hristos. Așa știi că ești a Lui, așa știi că ai fost adus la viață. Când îl poți vedea pe Iisus, când vezi lumina lui Dumnezeu strălucind pe fața lui Iisus, înseamnă că El ți-a deschis ochii. Este extraordinar de important ca să-L vezi pe Iisus Hristos, ca să te întâlnești cu Iisus Hristos, ca să privești pe fața Lui slava lui Dumnezeu. În al doilea rând, când privim la Domnul Iisus Hristos, privim la exemplificarea perfecțiunii divine. Atunci când vorbim despre slava lui Dumnezeu, suntem în pericol ca să discutăm tot timpul la nivel teoretic și abstract doar. Și nimic să nu pară practic. Slava lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Bine, frate, dar eu mâine trebuie să-mi duc la servici. Cum ajută pe mine slava lui Dumnezeu ca să fiu cum trebuie la servici sau în familie? Dar slava lui Dumnezeu nu este ceva abstract doar.
Iisus ne învață în predica de pe munte, în felul următor. Tot așa, să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să-L slăvească pe Tatăl vostru care este în ceruri. Vedeți legătura care o face Iisus? Slava lui Dumnezeu, spune Domnul Iisus, nu este doar ceva abstract, ci trebuie ca să fie ceva practic. Noi suntem chemați să exemplificăm slava lui Dumnezeu în așa fel încât ea să fie văzută și cei care o văd prin faptele noastre bune, ei văd slava lui Dumnezeu exemplificată în noi, să dea slavă lui. Și cum putem să facem asta? Cum putem ca să înțelegem ce înseamnă a exemplifica slava lui Dumnezeu? Păi este simplu. Avem nevoie de un model. Avem nevoie de o exemplificare practică ca să putem și noi copia această trăire. Da? Copiii noștri învață cel mai mult nu de la ceea ce le spunem noi despre cum ar trebui să trăiască, ci uitându-se la noi și la cum trăim. Ei se uită la un exemplu viu, noi spunem, copile, uite, fii așa, fii cu minte, fii punctual, fii conștiincios, fii bun. Este tot sfaturi bune. Și după aia mergem și facem invers. Copilul uită tot ceea ce i-am spus despre cum ar trebui să fie și privește la noi exact ceea ce face. Și zice, și apropo, copilul nu-i prost. Copilul, tu îi dai niște descrieri. Bun, iubitor, etc., etc., da? Astea sunt categorii de gândire. El n-are cum să le înțeleagă la nivel intelectual încă, da? Copiii ăștia de 5 ani, de 6 ani, ei nu știu ce înseamnă conceptele astea. Ca să încearcă să le definească, ei caută exemple plastice. Ok, tata a zis să fiu bun. Bun, ce înseamnă a fi bun? Nu știu. Hai să privesc la tata să învăț ce înseamnă a fi bun. Și el începe și își creează o definiție la bunătate. Mulți dintre noi ne-am speriat acum, când ne-am realizat ce am învățat pe copilul nostru că înseamnă a fi bun. Tata a spus că trebuie să iubesc pe surioara mea. Ok, ce înseamnă a iubi? Nu știu. Hai să văd cum iubește tata pe mamă. Și acum înțelegem de ce copiii se bat între ei, de ce țipă unul la altul, de ce se ceartă, de ce nu se iartă. Da? Copiii care spune Biblia că vine de la sine să se ierte unul pe altul. Ajung ca să nu se ierte unul pe altul. La vârsta de 5, 6, 7 ani, se supără și îi zici, hei, du-te la surora ta și cere-ți iertare. Nu! De unde a învățat asta? De la tata și la mama care a spus trebuie să fii bun și să ierți și când se ceartă tata și mama, apropo, asta e o mare, ar fi bine să nu ne certăm foarte mult în fața copilor, dar dacă ne certăm, ar fi bine să ne și împăcăm în fața lor. Să ne cerem iertare unul de la altul, tot în fața lor. Dacă am țipat unul la altul în fața lor, să ne și cerem iertare unul de la altul în fața lor, da? Altfel ei n-au cum să înțeleagă ce înseamnă pocăință, ce înseamnă să-ți ceri iertare. Ce înseamnă să fii bun și iertător, da? Și să ne și împăcăm între ei. Și ei, în mintea lor, își definesc aceste concepte după exemplificarea care le-o dăm. Și ei cresc oameni mari și acum ei au învățat ce înseamnă a fi bun, ce înseamnă a fi răbdător, ce înseamnă a fi un pocăit. Și ne uităm la ei și zicem, măi, de ce cu copiii ăștia? Că eu toată viața le-am spus cum să fie. Dar cum ai fost? Nu ce le-ai spus, cum ai fost? Când privim la Domnul nostru Iisus Hristos și când vorbim despre slava lui Dumnezeu, vedem în Domnul Iisus Hristos o exemplificare a slavei lui Dumnezeu. Vedem un model care este demn de copiat în așa fel încât dacă îl copiem, vom proslăvi pe Dumnezeu. Hristos este acel model al perfecțiunii divine. El exemplifică slava lui Dumnezeu în carne și în oase, în viața obișnuită, da? În viața de fiecare zi. Putem ca să ne uităm în Evanghelie și să vedem ce înseamnă înțelepciunea divină în viața de fiecare zi. Ce înseamnă a fi înțelept, cum a trăit Iisus. Putem să vedem ce înseamnă puterea divină sau dragostea divină sau mila divină. Putem să privim la Hristos, să copiem felul lui de a gândi, felul lui de a acționa și în felul acesta vom exemplifica și noi slava lui Dumnezeu în mod practic, nu doar concepte și nu doar lucruri abstracte, ci în viața reală, în carne și oase, în trup, vom fi și noi exemple a slavei lui Dumnezeu în așa fel încât alții se vor uita la noi și vor spune așa arată slava lui Dumnezeu, așa se comportă un om care a văzut slava lui Dumnezeu,
Așa își iubește familia un om care a văzut slava lui Dumnezeu. Așa muncește un om care a văzut slava lui Dumnezeu. Așa conduce un om care a văzut slava lui Dumnezeu, da? E greu, e foarte greu. Venind dimineața îmi zicea Radu că foarte mulți oameni pe autostradă, el a fost în spatele meu, pe foarte mulți oameni am intrat fără să semnalizez și i-am forțat să frâneze și probabil că i-am enervat și poate este foarte bine că n-am ceva semn cu un pește din ăla creștin sau un Jesus loves you sau ceva cu mașină ca să mă studii numai pe mine, nu l-o studii și pe Dumnezeu. Felul în care conduc poate impacta ceea ce văd oamenii, da? Felul în care vorbesc impactează ceea ce cred oamenii despre mine și despre Dumnezeu. Hristos a fost conștient despre aceste lucruri tot timpul și felul în care El a trăit ne dă un exemplu demn de urmat. Al treilea rând, vedem în Domnul Iisus Hristos singurul nostru mijlocitor. Trebuie să ținem minte că noi suntem sclavi, noi suntem robi, noi suntem condamnați la moarte și El este izbăvirea noastră. El este mijlocitorul între noi și Dumnezeu. El este Cel care ne eliberează, Cel care ne dă trecere înaintea lui Dumnezeu. Dacă chiar crezi acest lucru, dacă chiar cred acest lucru, dacă mă cred un sclav, dacă mă imaginez un sclav robit în lanțuri, pus la muncă grea, fără scăpare, și vine un domn la mine, vine un om la mine, și stă de vorbă cu mine și stă de vorbă cu cel care este stăpânul meu și zice, eu îl cumpăr, eu îl eliberez. Îți garantez că din momentul acela, până când ești eliberat, nu o să-ți iei ochii de pe acea persoană. Dacă se duce în dreapta, o să te uiți în dreapta. Dacă se duce în stânga, te uiți în stânga. Non-stop voi fi cu ochii pe el. De ce? Pentru că este scăparea ta. Este cel care va da lanțurile jos. Este cel care va plăti pentru libertatea ta. Noi suntem robi ai păcatului. Sau am fost, mai bine spus, robi ai păcatului. Noi suntem condamnați la moarte și a venit Domnul Iisus Hristos și a spus temnicerului, pe aceștia îi eliberez. Cum am putea ca să nu ne uităm țintă la El? Cum am putea ca să deviem privirea noastră și să nu ne uităm tot timpul după El? El care a zis că ne eliberează. El care a promis și care s-a jertfit pentru noi. El este singurul mijlocitor. Este singurul lucru care stă între noi și iad. Care stă între noi și condamnarea veșnică. Este El și sângele Lui care ne spală de orice păcat și ne duce în prezența Lui Dumnezeu. Cum nu să stăm tot timpul cu ochii pe El? Al patrulea rând, El este sursa tuturor binecuvântorilor spirituale. Orice lucru bun, duhovnicește vorbind, care îl avem în această viață, îl avem de la Dumnezeu. Orice lucru bun. Pavel spune în Coloseni 2:9, căci în El locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. El este Cel care este plin de har și de adevăr. El este apogeul spiritualității. Și dacă vrem ca să fim oameni binecuvântați, duhovnicește vorbim, trebuie ca să fim precum Hristos. Trebuie ca să ajungem ca să fim exact ca și Hristos, pentru că în El se află tot ceea ce înseamnă binecuvântare spirituală. Este foarte interesant pentru mine oamenii care pretind că sunt plini de Duh, sau oameni care zic că au tot felul de daruri, sau oameni care zic că au tot felul de binecuvântări spirituale, dar nu seamănă deloc cu Iisus Hristos. Deloc! Caracterul lor nu este ca și lui Iisus. Vorbirea lor nu este ca și lui Iisus, gândirea lor nu este ca și lui Iisus, comportamentul lor nu este ca și lui Iisus, dar ei sunt dăruiți. Ei au binecuvântări spirituale. Binecuvântarea spirituală, binecuvântarea duhovnicească, darurile Duhului Sfânt rezultă într-un om care seamănă mai mult cu Hristos, care are caracterul său, care are comportamentul său, care are aceeași gândire care era în Iisus Hristos, spune Apostolul Pavel. Așa știi dacă ești binecuvântat de Duhul Sfânt. Dacă gândești ca și Hristos, dacă simți ca și Hristos, dacă acționezi ca și Hristos.
Dacă această transformare nu se întâmplă în tine, atunci nu ești binecuvântat, spiritual vorbind, de Domnul Iisus Hristos. Nu l-ai văzut pe Domnul Iisus Hristos. În al doilea rând, această motivație devine clară când considerăm efectele care rezultă din a privi pe Hristos. Ce se întâmplă atunci când te întâlnești cu Domnul Iisus și îl vezi cu adevărat? Primul lucru care se întâmplă este că mințile noastre și inimile noastre și sufletele noastre sunt luminate. O temă centrală în Evanghelia după Ioan este că Domnul Iisus Hristos este adevărata lumină. Până nu l-ai văzut pe El, pur și simplu n-ai văzut. Ești în întuneric. Și când l-ai văzut pe El, ești luminat. Toți cei ce-L văd pe Iisus Hristos, văd cu adevărat. Și toți cei care nu L-au văzut pe Iisus Hristos, sunt încă în întuneric. Este posibil să fii inteligent, este posibil să fii dibaci, este posibil să fii un savant, fără să-L fi văzut pe Iisus Hristos. Dar un om luminat, un om cu mintea luminată și cu inima luminată și cu sufletul plin de lumină, nu poți fi dacă nu L-ai văzut pe Iisus. Pentru că El este adevărata lumină. Și cei care sunt cu adevărat luminați sunt cei care L-au văzut pe El. Al doilea rând, El este Cel care ne mângâie inimile. Rețineți ce s-a întâmplat când s-a întâlnit femeia samariteancă cu Domnul Iisus Hristos. Câtă suferință în acea femeie. Câte probleme în viață, cât păcat. Păcat peste păcat și atunci trăia în păcat. Câtă ipocrizie. Începe ea și face teologie cu Domnul Iisus. Doamne, hai să spun cum e cu închinarea. Femeia e păcătoasă. Ce știi tu de adevărata închinare? Doamne, voi ziceți că e acolo, noi zicem că e pe munte, așa și... Și când în sfârșit îl vede pe Domnul Iisus Hristos, lasă totul. Lasă totul. Lasă ulciorul cu apă, lasă ipocrizia ei, lasă totul. Și fuge înapoi în cetate să spună că l-a întâlnit pe Domnul Iisus, că l-a văzut pe Domnul Iisus. De câte lucruri avem și noi nevoie ca să fim eliberați? Câtă suferință care trebuie mângâiată în inimile noastre? Câte păcate care trebuie iertate și aruncate din viața noastră? Și toate acestea se pot întâmpla doar atunci când privim și îl vedem pe Iisus. Până când nu l-am văzut, până când am auzit doar despre El, putem sta în preajma Lui, putem face teologie cu El, putem discuta în mod ipocritic și să-I spunem Lui de ce noi ne închinăm. Dar când îl vedem, când privim la El, când ochii noștri sunt luminați de lumina Lui, când inima noastră este mângâiată, când sufletul nostru este mângâiat, lăsăm totul. Punem totul la deoparte și suntem eliberați de totul și mergem și spunem altora că L-am văzut pe Iisus. Pentru că în al treilea rând, asta se întâmplă atunci când privești la Iisus. Suntem transformați. Atunci când îl vedem pe Iisus, ne transformă. Pavel spune în felul următor, în 2 Corinteni 3:18. Noi toți privim cu fața descoperită ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Privim spre Iisus, suntem transformați ca să fim ca și El. Dacă vrei ca să știi dacă L-ai văzut vreodată și dacă privești asupra Domnului Iisus Hristos, dacă Îl cunoști, testul este acesta. Uită-te în viața ta și vezi dacă ești transformat din slavă în slavă. Ești mai mult astăzi ca și Iisus Hristos decât ai fost acum un an, acum 10 ani, acum 20 de ani? S-ar putea că ai auzit doar despre Iisus, dar n-ai privit asupra feței Lui. Pentru că dacă privești asupra slavei sale, spune Pavel, ești transformat din slavă în slavă. Chipul tău devine ca și chipul Lui. Oamenii de știință spun că există acest efect psihologic care până la urmă se manifestă și biologic. Cuplurile care sunt împreună de foarte mult timp încep fizionomic să semene. Fețele lor încep ca să aranjeze musculatura la fel.
Pentru că privesc tot timpul unul la altul. La fel și creștinul, care privește asupra Domnului Iisus Hristos în mod constant, este transformat din ce în ce mai mult ca să fie ca și Mântuitorul lui. În concluzie, nu cunoaștem circumstanțele din viața acestor greci care i-au adus ca să-L caute pe Hristos. Ioan ne spune doar că ei au vrut ca să-L vadă pe Iisus. Dar fiecare dintre noi, fiecare dintre noi, avem circumstanțe și avem oportunități care creează această rezonanță și această dorință de a-L vedea pe Domnul Iisus Hristos. Atunci când inima noastră este apăsată de păcat, când este frântă de vinovăția păcatelor noastre, atunci trebuie să-L vedem pe Iisus. Atunci colegii tăi nu te pot ajuta, atunci prietenii tăi nu te pot ajuta, nimeni nu te poate ajuta. Când simți vinovăția păcatului care apasă pe inima ta, tot ceea ce poți spune-i, Domnule, vreau să-L văd pe Iisus. El este singurul care îmi poate mângâia inima. El este singurul care îmi poate ierta păcatele. Atunci când ne aflăm în mijlocul suferinței, când toate din jurul nostru se năruie, poate în familie, poate cu sănătatea noastră, poate la servici, este o oportunitate ca să privești spre Hristos și să știi că îi pasă. Să știi că El simpatizează cu tine și înțelege suferințele tale, pentru că El a suferit exact cum suferi tu, ba mai mult. Atunci când ne aflăm în preajma instrumentele Harului, ca și în această dimineață, este o oportunitate prin predicarea cuvântului, prin rugăciune, prin orice instrument care Dumnezeu l-a lăsat bisericii ca să-L vezi pe Iisus. Toate aceste lucruri, predicarea cuvântului, rugăciunea, cântarea, toate aceste lucruri sunt nimicuri. Absolut nimic. Dacă nu ajungi să-L vezi pe Iisus prin ele. Ele sunt doar ferestre prin care privești ca să te uiți la Iisus Hristos. Dacă tot ceea ce s-a întâmplat pentru tine această dimineață, că ai privit la mine cum am predicat, ai auzit doar niște vorbe, ai auzit niște rugăciuni, ai dat și tu din buze la cântare, este egal cu zero. Dar dacă prin acestea te-ai uitat printr-o fereastră, într-o altă lume, dacă prin puterea Duhului Sfânt, prin aceste instrumente ale Harului, L-ai văzut pe Iisus Hristos, s-a întâmplat cea mai mare minune din acest oraș, din această lume, în această dimineață. Și că în această dimineață, fraților, vă invit, vă provoc, nu ați vrea să-L vedeți pe Hristos? Să vă uitați țintă la El? Pavel spune în Filipeni 3, și cu asta vreau să închei, de la versetul 10 la 11, vreau să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să devin ca El în moartea Lui, pentru că astfel să ajung cumva la învierea din morți. N-ai vrea ca să-L cunoști? N-ai vrea ca să cunoști ce înseamnă să faci parte din moartea Lui și din învierea Lui? N-ai vrea ca să nu mai știi doar despre Iisus, ci să-L cunoști în sfârșit pe El? Să-L vezi? Astăzi ai oportunitatea să spui, Domnule, vreau să-L văd pe Iisus. Vreau să-L cunosc eu personal. Prin cuvântul Său. Prin părtășia bisericii. Dar cel mai important, în mod personal, față în față. Prin lucrarea Duhului Sfânt. Amin.